Atlantia River, Atlantia Vince, Atlantia Victor. Voi vorbi acum și universul se va cutremura, căci apa și focul Atlantiei și Lemuriei se află deja în galaxia spiralată Alpha 3 M4. Privirea mea a căzut și spiritul meu a căzut din cauza lui bunică mea și a lui taică mea și a lui maică mea. De fiecare lună când rămân fără bani și trebuie să apelez la ei, spiritul meu cade. Îmi pare rău de acest lucru. Iată că arăt mai mult a macedonean de acum 2-3 mii de ani decât a om trăind în zilele astea. Atlantia vivere, Agata vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, The Insect Civilization vivere, Horses Civilization vivere, Cat Civilization vivere, Dracona vivere, Lirm, Ursul, Ka vivere. Dragii mei prieteni, acest film este din nou făcut pentru sora mea Artemis, care se pregătește chiar în aceste momente, a început meciul, să câștige al 13-lea titlu din carieră pe zgura de la Bucharest Open. Nimeni, nicio ființă în acest univers nu va reuși să mă întrerupă în timp ce eu vorbesc, căci voroava mea se va auzi către voi. Eu știu că extraterestrii veniți pe pământ au un mod special de a umili și de a distruge această planetă, căci ei nu ne consideră pe noi egalii lor, ci caută să ne facă sclavilor și soldaților în războaiele lor. Cu toate astea, știu că un anume domn Itu a ajutat-o pe Simona Halep printr-un turneu mic de la Mamaia. Și același domn Itu, împreună cu fiul său Cătălin, m-a ajutat pe mine când era să mă sinucid din cauza familiei mele. Am încercat să mă spânzur la 7 ani. Căci taică-meu era tâmpit și maică-meu era curvă. Și spuneau tu și curva de mătă, tu și idol de taică tu. Taică-meu lucra la DIA, la Direcția de Informații Armate, maică-meu lucra la SSSS, la Serviciul Securității și Siguranței Statului. Și la calculatoare de asemenea. Taică-meu era inginer, mecanic. Și iată, eu am ajuns politician și spion. Mai puțin spion, mai mult filozof și artist, dar nu am putut să mă arăt ca filozof și artist în ultimii 2 ani din Cluj. Au pus condiții cei de la TIF să nu mă duc 2 ani la TIF ca să simtă ei bine. Și Boc a fost de acord. Boc este extraterestru ca și Itu de pe Zegetin. Cei de pe Zegetin sunt traderi. Dar ei nu apreciază forța banului, ci forța muncii. Și m-au încurajat, mi-a spus, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și râdeau. Și de aceea nu m-am mai sinucis, nu m-am mai spânzurat a doua oră. Nu mi-am mai tăiat venele. Vreau să mă duc cu cuțitul să-i tai gâtul, taimă să o tai în bucăți pe maică-mea când ea se futea, când taimă pleca și imediat îi spărgea toți banii, se futea cu tot felul de indivizi de cea mai joasă speță, cu pula lungă, muncitori necalificați, care și de la mine au furat mulți bani. A apărut astăzi un articol pe tolo.ro semnat de bătrânul acela, în care se spune că trebuia să meargă Simona Halep la Jocul Olimpic, dar nu înțeleg de ce, dincolo de bocetul colectiv și de înfierările colective la adresa surorii mele și a mea. Căci acest neam este un neam de sclav, este un popor învins, înfrânt în Dacia. Un popor care știe numai să înjure și să amenințe și să tulbere apele în jurul său. Părinții sunt cel mai bun la a-și distruge copiii. Încă de mici le distrug sufletul și îi transformă în sclavii lor. Noi în Macedonia suntem egali, dar aici în Dacia nu suntem egali. Aici în Dacia oamenii se omoară unii pe alții. Nu cu cuțitul, ci cu vorba. Și iată, voi spuneți despre voi că sunteți pașnici. Nu sunteți pașnici. Spuneți că aveți o țară frumoasă. Nu, aveți o țară urâtă, plină de oameni urâți. La suflet. Ce spuneți voi despre voi? Căci acum, iată, am lucrat 7.000 de zile pentru voi și mai trebuie încă 15. Și am luat fără niciun ban, mai am 50 de lei, voi vinde totul și voi pleca. Poate că asta trebuia să fac de mult. Încă de când am fost umilit în școală și în facultate, la GD, la desen tehnic și așa mai departe.
Nu este drept, nu este după dreptate ca sora mea Artemis să lucreze pentru voi. Eu m-am chinuit pentru voi și m-am sacrificat, dar ea nu trebuie să-i facă același lucru, căci nu este după dreptate. După dreptate, un neam de sclav și stăpân de sclav ca și voi ar trebui să dispară din istorie. Dar apa va veni. Apa Atlantiei și focul Lemuriei se află, iată, în această galaxie Alpha 3 în 4 spiralată. Am văzut o pe sora mea că nu s-a mai îmbrăcat în alb, ci în roșu, culoarea rasei roșii. Apollo cel alb și Artemis cea roșie, fiul cu alb și roșu. Iată, acest frumos mărțișor. Sau poate acest celălalt mărțișor. Da. Alb și roșu. Alb și roșu. Alianța dintre Atlantia și Lemuria. Căci atlanții își distrug conștiința promovând etica și lemurienii își distrug spiritul promovând conștiința. Din disperare intră cu un camion plin de explozivi și arme la Nixa peste mulțime, în loc să distribuie acele arme la alți teroriști care să provoace teroare în continuare. Căci totul este un joc de a șoarecele și pisica. Și cei din marele Consiliul Atlantiei, ba sunt Petru, ba nu sunt Petru, nu mai sunt Petru, sunt președinte, sunt unde cei președinte, sunt membru mai Consiliul Atlantiei, sunt Petru în altul Consiliul Romanii, nu mai sunt președinte la Romanii, e Laura Dani, e Cheșam sau e Laura Dani. În Consiliul din Buceci, tot mă, nu se opresc când nu mă chinui în fiecare zi, deja toate cele 7 de cofraje cu ouă le-au dat pentru spectacol organizat în cinstea până în septembrie. Apollo, Artemis și Hephaestus, câte 3 luni, dar eu nu am dreptul și nici ea nu are dreptul, nici Hephaestus nu are dreptul să meargă. Și iată, după ce va fi Atena până în decembrie, eu poate voi renunța complet la a mă mai duce în orașul din Bucegi. Da, i-am mulțumit astăzi, zic Cătălinitul, 0744271172, da, numărul de telefon. E un număr ușor de reținut, făcut de un zegetin. Pentru cei care vor să-l sune și să-și facă jocuri pe calculator sau calculatoare. Iar o satisfacție când muncești. Când primești bani de la altul, n-ai satisfacție. Mi-aduc aminte când sora mea, Artemis Simona Halep, s-a întâlnit cu mine și era în formă umană de bărbat. Și mi-a spus că va câștiga la București, tot vorba ta toți banii mie, după aceea, e că anul ăsta nu mai îmi va da de la ăștia, de la Madrid și de la Paris, ci anul viitor va intenționa din nou să câștige, poate, și să dea de acolo. Dar anul viitor eu voi fi deja mort, căci în 15 zile voi fi omorât de către voi din cauza dorinței voastre de a mă transforma în sclavul vostru și a dorinței mele de a nu accepta acest lucru. Bunica mea îmi spunea că nu i-am umilit și m-a distrus, ci părinții mei. Ea numai îmi bătea obrazul ca să par mai roșu în privire și în obraz, în timp ce mă distrugea încet, încet cu duritatea ei. În timp ce, într-adevăr, părinții mei nu erau duri, fuseseră și ei abuzați de părinții lor, dar doreau și ei să aibă pe cineva pe care să umilească și să-l distrugă. Așa s-au întâmplat lucrurile. Și iată, acesta este filmul meu către voi. Un film dur, un film bun. Oare cu dragoste să vin către voi acum? Este după dreptate, Artemis. Eu nu vreau, eu îți recunosc dreptul tău de a lucra. Recunosc dreptul Lemuriei de a conduce Alianța Atlantia, Lemuria recunosc, dar este bine. Este frumos să lăsăm acest popor să se prăbușească. Este bine ca numele de România și de poporul roman să nu mai existe, să existe doar numele de Dacia și de Atlantia și de Arcadia, căci acestea sunt denumiri frumoase și nu denumiri mincinoase. Probabil că acest popor se va prăbuși, căci eu nu voi mai lucra deloc pentru voi. La revedere!